Bună, Silvia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte tare. Probleme în cuplu, Iuliana Liviu. Normal, în afară de faptul că e propusă la eliminare, n-ar fi nicio problemă. El l-a văzut foarte iubitor cu ea, foarte atent. Bineînțeles că mai glumește și cu alte fete, dar nu are ce face. Sunt toți acolo, într-o casă mică pentru atâtea persoane. Nu poți să nu vorbești, că ea geloasă. Și nu înțeleg de ce. Pentru că dacă n-ar fi plăcut-o, n-ar fi ales-o. Sau poate că ales-o... Sunt două motive. Frica de eliminare și premiu. Iubirea, mai rar. Mai rar, pentru că nu văd iubirile ei. Dar oricum, el a ales-o, poate pentru viitor, poate, nu știu. Pentru că n-am observat asta până acum. Așa că ea, foarte stresată și din cauza eliminării și din cauza geloziei, tot plânge, tot se victimizează. Eu nu văd absolut niciun motiv. Voi vedeți vreun motiv? Nu văd. Dacă de acum a luat-o cu de-astea, să zicem că s-ar căsători și stau împreună toată viața. Păi ce o să facă peste 10 ani? Să nu zicem 10 ani, un an. Nu. Nu o văd cu el, nu o văd. Ia-i de vină, nu el. El tot o treabă, că ce te doare, că ce ai, nimic. Nimic. Nu o plac, nu o plac pe Iuliana. Prea se victimizează. A și spus el, ea zice că nu se victimizează. Ba da, exact asta face. Că vrea să-și adă doar cu el, că să nu vorbească el cu nimeni. Păi nu se poate așa ceva. Apoi a început cu plecatul acasă, normal. Asta era cireașa de pe tort. Păi, vedeți? Penibilă, foarte penibilă. Că s-a așteptat la altceva, prostii. El vrea să-i mai ofere timp dacă are nevoie, apoi a intrat mama lui în discuție, mi-a plăcut de mama lui ce a zis, mi-a plăcut, a zis că, adică ea și-a dat seama mama lui că sunt probleme și nu cred că o place, nu e pentru el, nu e. Prea pesimistă, prea gândește negativ. A și spus că are alte așteptări de la el, că e nefericită, dădea înainte că e nefericită, că și el e nefericit. Păi ea îl face nefericit, din cauza purtării. Am văzut că Liviu m-a relaxat vis-a-vis de această eliminare. Bob, continuare cu Liviu și Iuliana. Apoi... Ea tot timpul face pe victima și se vede, se vede. Nu știu ce are nevoie, că tot explică de câteva zile și nu înțelege nimeni nimic, nici eu n-am înțeles nimic. A avut dreptate mama lui că a spus, cine nu se înțelege în casa mireasa, unde au de toate la dispoziție, unde n-au niciun stres, n-au de plătit nimica, apoi afară o să fie și mai rău. Și are dreptate, mi-a plăcut de mama lui extraordinar că a văzut altfel lucrurile, de fapt a văzut realitatea. El a spus clar, chiar dacă o să fie eliminată, are două variante. Ori să o cheme, că se poate. Era o dată pe sezon, dar am văzut că în sezonul trecut l-a chemat și pe Adrian. Au tot insistat toți. Dar a doua variantă ar fi să se întâlnească afară, dar nu cred asta. Liviu a spus că el se vede cu ea pe viitor. Apoi... Ea cred că nu se vede. Ea și chipul e foarte invidiată la ea în sat acolo de unde e, care mașină. Păi toată lumea are mașină. Uitați aici, de exemplu, că nu e o țară cine știe ce bogată, cine știe ce civilizată, toată lumea are mașină. Adică e ceva banal. Nu pot eu să invidiez pe careva că are mașină. Nu se poate așa ceva. Aici am văzut, dacă sunt patru persoane, bineînțeles, majore în casă, toți au mașina lor. Sau dacă n-au copii, că sunt până în 18, au motocicletă, motoretă. Așa că nu poate cineva să o invidieze pentru mașină, pentru frumusețe, în niciun caz, pentru că nu e absolut deloc frumoasă, cu toate îmbunătățirile care și le-a făcut. Și nu o plac și nu o văd pe el. Chiar dacă să zicem că se căsătoresc pentru premiu, rămâne în casă sau o cheamă în casă, o vedea la gală. Nu o văd pe viitor pe el. Nu se potrivesc, au fire foarte diferite.
telenovela Cristian, Laura, Daniela nu s-a terminat încă. Eu așa am crezut, cum pune el punct cunoașterii, cuplului, relației ce pune punct, se va termina, nu, nu, continuă, continuă cu alte subiecte. Acum, Daniela a auzit, ea o discuție, când ei doi discutau de niște mesaje și a spus imediat în emisiune că ea a mințit. Păi ea a mințit și el n-a mințit, că erau împreună în asta. Doar pe ea a văzut-o normal, că e băiatul ei. Da? Și mi-a plăcut la capricii că domnul psiholog Eduard Puiu a întrebat-o pe doamna Daniela, pentru că ea spunea că a blocat-o pe Laura că să-i dea alt ritm, relații, cam așa ceva, bătea câmpii, că asta face bate câmpii. Și a întrebat-o cum se dea alt ritm relații dacă a blocat-o. Și pentru prima oară n-a avut replică. N-a avut replică și chiar mă bucur pentru că ea, v-am spus, în loc să dea un răspuns simplu de da sau nu, sau măcar două, trei cuvinte, ea face o întreagă istorie care plictisește absolut pe toată lumea. Sunt foarte plictisitori și ea și fisul. Apropo de mesajele care le au prin telefoane, Cristian își lăsase telefonul acasă, dar îi l-a adus tatălui, așa spunea prezentatoare, iar Laura a spus că a șters mesajele, că ea așa le șterge. Adevărul e că și eu le șterg. De ce să țin niște mesaje să mă încurce? Și eu șterg toate mesajele. Dar în caz că se dovedește că au fost împreună afară, o să plece și le-a spus, nu mai aveți ce căuta aici. Sunt reguli. Sunt reguli și toți trebuie să le respecte. Una e să știe dinainte și alta e să fi avut relație și să fi continuat relația în casa mireasa. El zicea că nu-și mai amintește ce mesaj a fost, adică Laura n-a fost importantă pentru el nici înainte, nici acum nu e. Dar eu cred că n-au avut cine știe ce relație serioasă, pentru că am văzut cum se purta cu ea. Foarte distant, foarte rece. Sau poate un joc de-al lui, vom vedea, vom vedea în gală ce o să întâmple. Nu înțeleg pe Maria. Are cel mai râvnit bărbat și tot găsește tot felul de defecte. A spus și el o vorbă de vestimentație, i-a dat o sugestie și ea, gata, că o compară cu fosta, face din două vorbe care le-a spus el, a făcut un roman. Eu nu-mi plac absolut deloc pe Maria, n-am plăcut-o de la început, are o privire șiriată așa. Și plus că se crede cea mai frumoasă. Nu e cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă e Adriana, de departe, față de toate. Nu au adus fete frumoase în sezonul ăsta. Cred că n-au mai rămas. Alea frumoase au plecat prin alte țări, normal. Și nu mă refer la Delia, că stă în Anglia și că e frumoasă, nici ea nu e frumoasă. Ei bine, nu toate au plecat și nu toate au rămas. Deci, marea majoritate, care sunt frumoase, într-adevăr, corp, față și cu minte în cap, au plecat. Să-și facă viața mai fericită, mai bună, fără stres, cu bani mai mulți. Sunt atâtea servicii prin alte țări. Eu am fost în mai multe țări și peste tot erau români și erau români care lucrau, nu neapărat femeile la babe și bărbații în construcții, nu. Când am stat în Paris, am cunoscut femei care lucrau în spitale, erau doctori, lucrau în magazine, erau integrați absolut, bineînțeles că erau de mulți ani. Așa că Maria, degeaba se crede ea cea mai frumoasă. Normal că el o să spună că e frumoasă, normal că și fetele spun că e frumoasă, așa, își fac ele complimente, dar dacă vă uitați bine la ea, plus că e și grasă. A avut dreptate când i-a zis lui Albert, când era un tentativ aia de cunoaștere, că uite că sunt grasă. Am văzut că el, Albert, glumea cu ea și zicea, faza asta nu i-a plăcut. Păi ea a spus-o. Ea a spus-o. Că de asta zic. Săracul Ștefan nu mai știa cum să se scuze. Ea făcea, nu mi-a plăcut ce a zis. Păi dacă au discuțiile astea acum, când nici măcar nu sunt cuplu. Așa sunt discuții de oameni căsătoriți de 10 ani. Nu poți să-i reproșezi niște lucruri chiar așa la început. Ea ce vrea să demonstreze cu asta? Oricum n-o plac, el da. Că e jucător, că se gândește doar la concurs. Normal că se gândește la concurs. Toți se gândesc.
dar foarte puțin recunosc. Toți, absolut toți se gândesc, în toate sezoanele. Intri într-un concurs, normal că vrei să-l câștigi, normal, că altfel n-ai intra. Joi seara s-au primit cadouri în Casa Mireasa, aproape toți au primit, sau cred că toți au primit, am văzut că se îmbârteau pe acolo. Au primit flori, alimente, au primit hăinuțe, dediș, n-am mai vorbit de mult de el, i s-a terminat și lui în sfârșit după o lună de zile telenovela cu cele două fete și a primit flori. Cred că a primit să-i le dăruiască cuiva, dar nu prea ar avea cui, poate Adrianei. Cristian s-a uitat la buchetul lui de flori și a zis că e foarte frumos, i-a plăcut. A primit și scrisoare. Mai întâi am văzut concurenții, toți se uitau la cadouri, la mâncare, la haine, la cosmetice, la ce mai era, florile, apoi au citit scrisorile, pentru că au primit și scrisori cu indicații. Nu toate au fost cu indicații, cele de la familie, cele de la susținători, care sunt foarte importante. Foarte fericit Liviu că a primit un pachet de la un coleg, nu zicea că nu se aștepta să primească. Am văzut că Laura a primit multe pachete cu hăinuțe, cu cosmetice, a primit și alimente și scrisori și flori. Să știți că afară, Laura e foarte iubită. Multe mesaje am citit, tot ce am găsit. Toți îi spun pleacă, fugi, pleacă din acea relație, dar n-a făcut-o ea, n-ar fi pus punct în veci, a făcut-o el. Dar mai bine pentru ea. Și am văzut Cristina primi niște poze. Era fericită, toate erau fericite. Normal, când primești, sigur că ești fericit. Și pentru că astăzi este gala, am făcut și eu un pronostic ca om așa. Aș vrea ce vreau eu, nu ce vrea staful. Ce vrea staful, știe staful. Pe mama săptămâni aș vrea pe Viorica, că merită. La fete, Adriana, Laura și Cristina, să scape. La băieți, Ștefan, Cristian și Liviu. Și aș vrea să fie eliminată Iuliana, pentru că tot a zis că vrea să plece, că nu mai găsește locul, că e nefericită, că i-a găsit o mie și una de defecte lui Liviu, care e un băiat extraordinar. Nici măcar nu-l merită ea. Cam asta am avut să vă spun înainte de gală și vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!